Stimați cetățeni, astăzi, în ultima zi de campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, echipa Partidului Social Democrat European se adresează către moldovenii care dețin cetățenie română pentru a transmite un mesaj important legat de viitorul nostru comun. Suntem aici pentru a vă îndemna la acțiune și mobilizare, pentru a face o alegere fermă asupra unei căi de dezvoltare alături de familia europeană cu un viitor mai sigur și mai prosper. Alianța PSD-PNL reprezintă unica soluție pentru o societate mai echitabilă, mai solidară și mai inclusivă. Prin prezența noastră la vot, putem influența direct drumul pe care va merge țara noastră. Mulțumim din inimă tuturor celor care au acordat sprijin în această campanie. Echipa Partidului Social-Democrat European din teritoriu, susținătorilor noștri, voluntarilor și activiștilor care au informat cetățenii despre importanța alegerilor europarlamentare pentru susținerea Partidului Social-Democrat din România și acordarea votului pentru alianța PSD-PNL. Fără ajutorul vostru, nu am fi putut transmite mesajul nostru și a mobiliza alegătorii în această direcție importantă. Astăzi, fiecare vot este o expresie a voinței noastre de a avea un viitor mai sigur și mai prosper. Haideți să arătăm că ne pasă, că suntem recunoscători pentru sprijinul oferit de România și Uniunea Europeană Republicii Moldova și că suntem hotărâți să contribuim la construirea unui viitor în siguranță. Stimați prieteni, vă îndemnăm să ieșim duminică, 9 iunie, în număr cât mai mare la vot și să susținem alianța PSD-PNL pentru a construi împreună un viitor mai bun pentru toți, iar vocea noastră să fie auzită în Uniunea Europeană prin europarlamentarii români. Haideți să construim împreună o societate bazată pe valori europene, pe echitate și solidaritate. Vă mulțumim pentru implicare și pentru fiecare gest în sprijinul alianței PSD-PNL. Să ieșiți la vot în această duminică 9 iunie și să susținem viitorul european al Republicii Moldova. Votați alianța PSD-PNL. Să dăm putere vocii noastre și să sprijinim pe cei care ne-au ajutat mereu. Mulțumesc mult și în continuare voi oferi cuvântul domnului Ieremei Priseajnu, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat European, responsabil de cooperare internațională, care va veni cu un mesaj adresat partenerilor noștri europeni. În contextul aspirației noastre naționale de a deveni membri a Uniunii Europene, PSD Moldova vine cu un mesaj de susținere către partenerii europeni, în mod special cei care fac parte din familia noastră politică a social-democraților europeni, PES, și un îndemn către moldovenii care dețin cetățenia europeană să iasă la vot și să susțină progresul european. The European Social Democratic Party, PSD Moldova, part of the European political family PES, stands united with our sister parties and social democratic friends across Europe to promote our shared values and vision for a better future. PSD Moldova call on all our citizens who hold European citizenship to support the Social Democrats candidates in the European Parliament elections across EU member states. Europe must be a place of peace. We want a free, fair and secure democratic Europe, especially in the context of the challenged regional situation.
our shared aspiration of the Republic of Moldova to become a member of the European Union consolidates our support for Europe. Dear Europeans, your voice counts. Make sure you go out and vote for Social Democrats in the European elections from June from 6 to 9. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult.